Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, suntem în 25 aprilie și am zis să vă arăt și eu câte ceva. Dacă tot toată lumea mai pune câte ceva, mai să pun și eu. Iată, vă arăt și eu o familie, să zic, un film premergător la ceea ce va urma în decursul acestui an. Eu încă întăresc familiile pentru ceea ce voi face anul ăsta. Iată, vreau să văd dacă e blocată această familie. El este prin coordinația. Avem și turta încă deocamdată, fiindcă n-am vrut să o arunc. Am zis să le dau și turta. El este plin cu albinuțe și vreau să văd dacă e blocaj sau nu, sau dacă am nevoie să le mai dau ceva rame. Voi vedea ce voi face. Voi scoate ultima ramă. Cum vedeți, folosesc patul cald. Nu vreau să fac un film foarte lung, doar câteva minute. E ultima ramă, avem și noi păstură, dar na, ce să arătăm la ora respectivă decât păstură. Iată, avem păstură, plin, miere. Cum am zis, eu folosesc albinii de anul ăsta pentru... Am dezvoltat stupina, fiindcă, cum știți, eu am pierdut întreaga stupină acum 2 ani. Și am zis să dezvolt stupina, bineînțeles, să-i face anumite lucrări. Vreau să văd dacă avem blocaj. Puiet este normal să ai la ora actuală. Ramele astea le-am pus ca să aibă unde depozita ceea ce care din natură. Un pic de nectar. Un pic mai mult, de fapt. E un fel de depozit. Voi ajunge și la cuib. Deci aici sunt ramele de lucru unde albinuții le aduc nectarul care îl culeg. Chiar dacă avem turta aceea deasupra, nu este de acolo nectar. Până și în aceasta este nectar, deci văd că au adus nectar de la flori. Și o par în spate, așa și trebuie. Aici avem o matcuță de roire de anul trecut. Iată prima ramă cu puiet. Care au blocat-o cu polen. Da, iată, avem și noi puiet. Așa se prezintă el.
Dar este blocată și cu păstură și văd că au apărut și primii trântori. Aici cu o parte mai e și parvă. În perioada aceasta doar dăm rame să aibă unde depozita mierea. Eu nu am caturi crescută. În schimb, mă interesează foarte mult dezvoltarea albinelor și văd că sunt blocaje foarte mari. Ceea ce voi lucra acum, voi îndepărta o ramă cu păstură și voi aduce o ramă goală, nu l-a crescut, cu toate că cred că ar merge și o foaie. Și cred că merge pus și colectorul. Fiecare ramă este blocată cu polen și cu nectar. Deci avem, punem colectorul și asta vom face zilele astea. Colectăm și polen. Să nu mai fie aceste blocaje. Și vor aduce doar nectar. În față am pus rame mai goale. Iată o ramă cu puiet, păstură, iată cum este blocat cu păstură. De fapt, cam în toată țara am văzut acest lucru, dacă sunt familii bune, au acest fenomen cu blocaj și aglomerarea de păstură, deci blocajul cu păstură. Așa vedem. Acest familie a fost semnată pe 3 rame. Știu că este o mătuță de roire și nu suport foarte, foarte mult timp blocaj.
Pentru cei care știu ce am făcut asta toamnă, iată, încuram plină cu nectar. Am tăiat umerașile asta toamnă ca să pun deasupra. Acum am pus două holșuruburi. La capete, ca să țină ramă. Se pare că în 4 zile au adus ceva nectar și va trebui să punem în mijlocul cuibului rame goale și neapărat colectoarele de polen. Iată și o ramă mai goală. Nectar. Se pare că, pe cum mă știți pe mine, în anii trecuți, eu nu prea am avut asemenea de familie, mai ales că sunt în centrul țării, aici la frig, unde e destul de greu cu dezvoltarea familiei albine. Deci ce voi face aici? Voi aduce două rame goale ca să mai fac loc să o mătcuța. Că celelalte capete le văd că sunt cu miere. Punem la rezervă o ramă cu păstură. Iată, aceasta e ramă cu păstură care o punem la rezervă. Temporar, până vom face câteva roiuri. Atunci le vom folosi din nou. Deci de aici punem două rame la rezervă și cam asta fac eu acum. Un film pe viitor e când voi da drumul la creșterea de bot. Până atunci numai bine la toată lumea și cules puternic. Cam asta facem acum. Numai bine.